Studenți și masteranți ai Departamentului de Arte din Craiova și-au provocat astăzi profesorii, dar și foștii colegi, unii dintre ei deja nume mari ale scenei din țară și chiar din străinătate, la două spectacole aniversare în regia Mirelei Cioabă, Familia Cehov și Noaptea Lupilor. Întâlnirea i-a adus față în față pe cei care acum 20 de ani au pus bazele unei școli de arte teatrale în Bănie, cu învățăcei care se luptă măcar să-și egaleze dascălii. Este foarte greu, dar știi cum e, atunci când faci ce-ți place, nu mai contează cât de greu e și faci tot posibilul să te descurci și să faci ceea ce-ți place până la urmă, că despre asta este vorba. Este foarte greu, foarte, foarte greu. De ce? Din simplu fapt că nu ai unde să îți practici meseria, în primul rând, și în al doilea rând e foarte, foarte greu să te afirmi. Ei vor și le place și cred că ați și văzut din ceea ce fac că le place și se entuziasmează și se implică teribil, dar cred că mai trebuie să fie ajutați. Să fie ajutați chiar de comunitate, pentru că din ei se recrutează viitorii artiști ai naționalului. S-a făcut școală serioasă, au fost profesori buni, am încercat și noi să dăm tot ce putem, au fost copii foarte motivați, foarte ambițioși, și dintre care unii au devenit deja repere în viața culturală. Departamentul de Arte a fost înființat în 1995 și o perioadă a fost doar o secție a Facultății de Litere din cadrul Universității din Craiova. În cei 20 de ani de existență, câteva sute de tineri au fost instruiți aici pentru scenă. 80% lucrează în domeniul artistic. Până în prezent avem 11 generații care au terminat la Craiova, adică în total vreo 110 actori care sunt repartizați un pic prin toată țara sau chiar în străinătate. Eu sunt dintre profesorii care am fost împotriva acestui număr foarte mare la clasele de actorie, pentru că efectiv nu ai timp să te ocupi de ei și un student la actorie are nevoie de foarte, foarte multă aplecare, multă generozitate, multă răbdare.